România continuă să fie campioana Uniunii Europene în ceea ce privește mortalitatea din accidente rutiere. În 2017, 1951 persoane au murit pe drumurile publice din țară, adică 99 de persoane decedate la 1 milion de locuitori, dublu față de media europeană care este de 50 de persoane decedate la 1 milion de locuitori. La nivelul județului Neamț, doar până în acest moment din acest an, au fost înregistrate 35 de accidente rutiere soldate cu decese. În cursul anului 2018, pe raza județului Neamț s-au produs 27 de accidente soldate cu decesul la 35 de persoane, din care 14 pe drumurile naționale, 5 pe străzi, 4 pe drumurile județene, iar 4 pe alte categorii de drumuri. O concluzie relevantă arată că 6 evenimente rutiere au ca și cauză principală viteza. De asemenea, o altă constatare arată că 4 accidente au fost determinate de indisciplina pietonilor, 3 accidente au fost produse ca urmare a circulației pe sensul opus de deplasare, iar 14 accidente din cauza altor abateri săvârșite la regimul rutier. Cel mai mare număr de decese a fost înregistrat în cazul evenimentului rutier produs în localitatea Viișoara, care s-a soldat cu decesul a 9 persoane și care a avut ca principală cauză existența unor defecțiuni tehnice. Acest fapt ne-a situat conclus față de aceeași perioadă anului trecut, când IPJ Neamț înregistra o scădere a numărului de decese produse în urma evenimentelor rutiere față de anul precedent. 2017 a fost al treilea an consecutiv în care numărul de morți din accidente rutiere a crescut. Chiar dacă față de anul 2010 se observă o reducere cu 18%, faptul că suntem pe primul loc în Europa la acest capitol ar trebui să fie un important semnal de alarmă pentru cei responsabili. La aceste cifre negre contribuie din plin rețeaua precară de drumuri naționale cu o singură bandă pe sens și cele cu acostament folosite corect de șoferi, ca de exemplu DN2, deteriorarea severă sau lipsa elementelor de siguranță, starea proastă a asfaltului și prea puțini kilometri de autostradă.